La întrebarea referitoare la mutarea, cu privire la mutarea sediului RomGaz la București, răspunsul Ministerului este cât se poate de clar și aș vrea să-l fac public pentru ca populația Mediașului să-l cunoască. Activitatea operațională a companiei se va desfășura în continuare la Mediaș cu menținerea sucursalelor și a tuturor punctelor de lucru existente, fără a exista un impact asupra bugetului local, autoritățile locale beneficiind în continuare de aceste fonduri. La București, urmând să funcționeze doar partea de conducere operativă a companiei legată de activitatea de strategie, marketing, relații internaționale și relații instituționale, inclusiv cu autoritățile de reglementare în domeniu și, în același timp, înființarea unui sediu secundar se face conform prevederilor legii 31 din 1990 printr-o hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor și nu presupune disponibilizări de personal, conducerea societăților funcționând la sediul social al companiei, adică la Mediaș. Acesta fiind răspunsul Ministerului, consider că acel meeting pe care s-a chinuit să-l organizeze domnul primar Neamțu la Mediaș a fost unul prin care domnia sa a vrut și atunci să distragă atenția opiniei publice de la starea drumurilor din oraș și la modul în care este condusă administrația publică locală. În legătură